Mai rămânem în picioare pentru a citi două versete din Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 12 și 13, pagina 1185 în Sfânta Scriptură, unde Marele Apostol spunea în felul următor. Evrei 12 cu 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Reașezați-vă. Îi mulțumim Domnului pentru posibilitatea aceasta de a fi împreună. Sunt la dumneavoastră în această seară, întrucât avem același păstor de două ori. În primul rând, Domnul ne este păstor la toți. În al doilea rând, de câteva luni, fratele Duțu ne-a luat și pe noi sub îngrijirea dânsului și astfel se face că în această seară am ajuns la dumneavoastră ca făcând parte dintr-o biserică care este soră cu voi. Provin și eu din Arad, m-am bucurat să văd fețe cunoscute, n-am mai fost de mult pe la dumneavoastră. Așa a fost viața noastră, am lipsit o perioadă și din țară. În această seară ne bucurăm să fim împreună, să deschidem Sfânta Scriptură împreună, să ne sfătuim, să ne învățăm. Am ales să citesc aceste cuvinte ale Apostolului, întrucât trebuie să recunoaștem că rugăciunea este domeniul cel mai disprețuit din viața creștină. S-a amintit deja și nu este cazul, nu cred că se face excepție la Michalaca. Ori în ce biserică mergi, la rugăciune, marțea, când e vinerea, depinde de biserică, sunt cel mai puțin. Dacă vorbim despre odăiță și timpul petrecut de către fiecare credincios în relația lui cu Domnul, la fel, dacă suntem sinceri, putem să recunoaștem că foarte mulți dintre noi tratăm rugăciunea ca și cenușărea sa vieții noastre. În această seară, Marele Apostol ne îndeamnă să ne întărim mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Nu știu la ce vă gândiți când auziți aceste cuvinte, dar în mintea mea se conturează o imagine biblică. E vorba de un episod din istoria biblică când Moise se dea pe munte rugăciune înaintea lui Dumnezeu cu mâinile ridicate. Cât timp ținea mâinile ridicate, Dumnezeu dădea biruință poporului său. Când oboseau mâinile lui Moise și le lăsa în jos, poporul era, dădea în retragere, era bătut. Mâinile obosite de rugăciune. Cum sunt mâinile dumneatale? Mai ridicăm spre Dumnezeu mâini curate și neobosite? Cum ne sunt genunchii? În această seară am această îndatorire sfântă, conform spuselor apostolilor, să vă întăresc mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Este o parte care ne se atribuie fiecăruia dintre noi. Zicem proverbe că cel înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga, adică se întărește pe el. Există o parte care vă cade în responsabilitatea voastră, să vă întăriți. Dar este o parte care ne cade în responsabilitatea unui altora. Să ne întărim unii pe alții. De aceea slujim, de aceea venim la adunare, de aceea ne dăruim Domnului ca să putem fi de folos și alții ne sunt de folos nouă spre a ne zidi sufletește, spre a ne întări și spre a ne ridica. În această seară încerc să răspund întrebării, cum poți să-ți întărești mâinile și genunchii? În primul rând, aș vrea să ne aducem aminte, conform Sfintelor Scripturi, că tot ce se întâmplă pe pământul acesta, tot ce are loc în viața reală, toate întâmplările care au loc în viață, au loc în urma unor decizii divine. Înainte de a se întâmpla ceva pe pământul acesta, trebuie neapărat, chiar diavolul dacă vrea să facă ceva, nu poate să facă ceva până ce nu primește ștampila, aprobarea de la Dumnezeu.
Diavolul trebuie să treacă prin birou pe la Dumnezeu să-și ceară voie. Aduceți-vă aminte când l-a cerut pe Iov să-l încerce. Aduceți-vă aminte când spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelie, diavolul v-a cerut să vă cearnă. Nu poate nici diavolul să facă nimic, cu atât mai puțin oamenii, fără să fie aprobat Dumnezeu. Să te ia Domnul în fața lui Pilat. Ce Pilat, nu știi cu cine stai de vorbă. Nu știi că eu am putere să-ți dau viața și să-ți o iau. Și zice Domnul, tu n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de Tatăl meu. Înainte să primești tu vreo autoritate asupra vieții mele, a trecut cineva prin biroul lui Dumnezeu și a primit aprobare de la Dumnezeu? Cum îmi întăresc mâinile obosite și genunchii slăbănogiți? Mă refer la cei care practică rugăciunea sau au practicat-o și au obosit în viața de rele. Și totodată să se simtă motivați și cei care nu se roagă. În primul rând vreau să ne aducem aminte și pe cei care nu știu să-i fac conștienți de valoarea extraordinar de mare a rugăciunii. Că prin rugăciune noi avem acces la împăratul împăraților și domnul domnilor. Cum zice în Evrei în capitolul 10, că noi prin Domnul am căpătat trecere liberă, intrare liberă în locul preasfânt. Avem dreptul să mergem până în fața tronului de har și să găsim milă și să fim ajutați în vremuri de nevoie. Vreau să vă spun, dragii mei, că tot ce se întâmplă pe lume nu se hotărăște nici la Bruxelles, nici la Washington. Se hotărăște în fața tronului Dumnezeu. Iar dumneata și cu mine, când ne plecăm pe genunchi, avem dreptul să intrăm în audiență la stăpânul Universului. Tu îți dai seama ce înseamnă o rugăciune? Zice în Eclesiastul capitolul 5, când stai de vorbă cu Dumnezeu, ai grijă ce cuvinte rostești. Dumnezeu în cer, ești pe pământ, ce poți să faci tu? Dumnezeu poate să controleze toate. Dumnezeu schimbă vremurile. Călărește, zice în Deuteronom, pe nori și îți vine în ajutor. Poate să dea la o parte pe împărați, îi schimbă, zice Biblia, fără să-i cerceteze. Vreau să vă arăt din Sfintele Scripturi cum Dumnezeu s-a lăsat înduplecat în urma rugăciunilor de oamenii săi. Zice Biblia, de exemplu, despre Avram, că a stat de vorbă cu Domnul și a auzit că Dumnezeu avea de gând să nimicească Sodoma și Gomora. Și a zis Avram, Doamne, dar în Sodoma și în Gomora mai sunt și oameni buni. O să-i nimicești împreună? Nu o să nimicesc. Dacă găsești 50 de oameni buni, nu nimicesc Sodoma și Gomora. Doamne, ce vreau? Dar s-ar putea să nu fie 50, s-ar putea să fie numai 45. Bine, Avram. Dacă tu zici așa și sunt 45, eu nu nimicesc Sodoma și Gomora. Doamne, dar s-ar putea să fie numai 40. O să-i nimicești? Nu, Avram. Dacă tu mă rogi, nu nimicesc Sodoma și Gomora. Doamne, nu te supăra pe mine, dar poate nu sunt numai 30. Bun, Avram, fac cum zici tu. Doamne, poate sunt numai 20, poate sunt numai 10. Bine, Avram, mă duc și cercetez. Și dacă sunt 10, fac cum zici tu. Trece vremea, ajunge îngerul la Sodoma și la Gomora, se întâlnește cu Lot. Nu găsește Dumnezeu 10 oameni. Și zice lui Lot, fugi. Fugi la munte, scapă-ți viața, că vine norocirea. Lot, un alt om neprionit, vine înaintea îngerului și zice, știi, nu pot să fug pe la munte. Este aici o setată mică, țoar. Mă las să fug acolo. Și zice, Domnul, uite-ți, fac adurul ăsta. Nu o să nimicesc țoar, pentru că m-ai rugat-o, fugi acolo. Îngerul venise cu mandat din partea lui Dumnezeu să nimicească Sodoma, Gomora și toate cetățile din prejur, inclusiv țoar. Dar pentru că Lot s-a rugat, zice Biblia că Domnul a făcut cum a zis. Vă aduceți aminte de Ilie. Merge Ilie înaintea lui Ahab și zice, nu va fi ploaie pe pământ decât după cuvântul meu. Dacă eu mă rog să nu ploaie, nu o să mai ploaie. Și n-a plouat peste pământ 3 ani și 6 luni. Când Ilie se duce înaintea Domnului și mijlocește înaintea Domnului de 7 ori și vede slujitorul său o palmă, o nor cât o palmă, ridicându-se din mare, îi spune slujitorului, fugi și spune la Ahab că vine ploaia. De ce? M-am rugat eu.
dacă ne-am dat seama că atunci când noi plecăm pe genunchi, se deschide o cale, un drum, de la noi până la tronul lui Dumnezeu. Cum zice Biblia despre Iacov când s-a culcat seara și a văzut la capătul scării pe Dumnezeu șezând și îngerii plimbându-se. Atunci ne-am dat seama cât de mult valorează rugăciune. Dacă stai bine să te gândești, uneori cu o rugăciune poți salva ani din viață. Poți să trăiești viața cum vrei, cum te duce pe tine capul. Numai sfatul înțeleptului în Proverbe 3 este: nu te socoti singur înțelept și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Caută-L, recunoaște înseamnă că Dumnezeu e pe lângă tine, doar îl confuz de multe ori. Și Biblia că suntem datori, zice Apostolul Pavel, să-L căutăm pe Dumnezeu bâșbâind. Măcar că nu-i departe de fiecare dintre noi, Dumnezeu e lângă tine. Nu sunt kilometri între tine și Dumnezeu. Dumnezeu e pe aproape. Problema este că ne-au slăbit mâinile și genunchii și nu-L mai chemăm. Dumnezeu e gata să ne răspundă. Ba zice în Scriptură și avem promisiunea că înainte să mă cheme, le voi răspunde. Avem un Dumnezeu care are ochii spre noi, se gândește la noi, ne iubește. Problema este că nu-i acordăm timp. Nu stăm de vorbă cu El. Când îmi dau seama ce valoare are rugăciunea, mi se întăresc mâinile și genunchii, încep să capăt putere și mă înviorez și îmi dau seama că nu este un timp pierdut cel pe care îl petrec în părtășie cu Domnul. Vă aduc aminte de Moise. Moise a greșit înaintea Domnului, a vorbit nechipzuit, Domnul s-a supărat și a zis: nu intri în Țara Sfântă. Dar Moise avea trecere înaintea Domnului și de multe ori l-a rugat pe Domnul: Doamne, lasă-mă să intru. La un moment dat este nevoie Dumnezeu să rostească aspru lui Moise: destul! Nu mai vorbi despre asta! Adică știi ce vrea să zică Domnul? Mă, dacă tu mai insisti, eu fac cum zici. Nu mai spune! Știți, un copil, dacă e bolnav și trebuie să-l duci la operație și e frică, cam așa e Dumnezeu în situația unui tată, care tot e rugat: tate, te rog, nu mă du. Nu avem inimă de piatră niciunul dintre noi. Știm însă că e bine pentru copil să fie dus, să fie operat, să fie tratat, chiar dacă suferă, e spre binele lui. Și la un moment dat, un tată din ăsta sufletist, zice la mama copilului: taci, nu mai vorbi, pentru că e conștient tata că dacă copilul mai vorbește, tata cedează în defavoarea lui. Cam asta îi spune Domnului Moise: Moise, dacă mai vorbești, eu te ascult. Pavel se roagă Domnului și zice, de trei ori l-a rugat pe Domnul să-mi ia țepușul. Și Domnul a zis: destul, nu te mai ruga pentru asta. Că dacă continui să te rogi, fac cum zici tu. Dar eu sunt mai înțelept ca tine, Pavel și Moise, și am gândit mai bine lucrurile, lasă-le cum le-am gândit eu. Înțelegeți că rugăciunile noastre nu sunt doar un exercițiu spiritual, doar o vorbă sau un timp petrecut așa în singurătate și niște cuvinte adresate nicăieri. Nu, noi avem acces la inima lui Dumnezeu. Noi avem făgăduințe în Sfânta Scriptură, a zis Domnul în Evanghelie: rugați-vă ca ziua aceea să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. Adică, zice Domnul, foarte mulți teologi se ceartă, se intră în conflict referitor la calendarul apocaliptic. Uite că Domnul spune că îl modifică calendarul, este ceva reglabil, nu e ceva stabilit dinainte o zi. Ce Domnul, dacă vă rugați, scurtez zilele acelea din pricina celor aleși, zilele alea vor fi scurtate. Noi avem în rugăciune drept să modificăm planurile divine. Știți că David la un moment dat a păcătuit, din urma păcatului Domnul a hotărât și a rostit o pedeapsă în dreptul lui și a spus: copilul care se va naște va muri. Și David începe să postească și să se roage. Până în ziua când moare copilul. Când copilul a murit, David, gata, termină cu jalea. Și slujitorul zice: acum când a murit ar fi trebuit să plângi, să postești. Până acum
Ai postit și acum te oprești. Și David a rostit ceva ce înțelegea el despre Dumnezeu. Și a zis, până acum ziceam, cine știe dacă nu se va lăsa Dumnezeu înduplecat și va trăi copil? Până ai avut prorocie. Nu ți-a zis Domnul că o să moară? Da, dar David a zis, Dumnezeu mai are o altă parte pe care nu o știe nimeni. Noi cunoaștem despre Dumnezeu în parte, dar Dumnezeu mai are o parte necunoscută. Și atunci când mergi în rugăciune la Dumnezeu, tu ai acces la Dumnezeu, să-L înduplești pe Dumnezeu, să facă cum zici tu. Până la urmă, dacă stăm și ne gândim așa, putem spune că credincioșii conduc lumea. Că legile și hotărârile și calendarele nu se schimbă după cum se hotărăsc de marile puteri, ci după cum se roagă credincioșii. Așa zice în cartea Daniel, hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor, înaintea sfinților. Păi ăștia îi bagă Dumnezeu în seamă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprionit. Când mă gândesc la aceste lucruri, nu știu cum sunteți voi, dar eu când mă gândesc la aceste lucruri, îmi dau seama că o oră de rugăciune poate să facă mai mult decât un an de muncă, ba chiar mai mult decât o viață de activitate. Zic și eu ca Pavel, urmăriți aceste lucruri și vă voi arăta o cale nespus mai bună. O să vedeți roadele rugăciunilor. În al doilea rând, dacă mă gândesc la capitolul rugăciunii, cum pot să-mi interes mâinile și genunchii obosiți și slăbănogiți, pentru că toți suntem expuși acestor stări. În primul rând, cum spuneam, îmi dau seama încă o dată de valoarea rugăciunii. Când ne rugăm, putem să îl punem pe Dumnezeu și lumea Lui în mișcare. Zice Biblia că îngerii Domnului sunt niște slujitori trimiși, duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Vă dați seama ce puternici sunt îngerii lui Dumnezeu? Zice Biblia de un înger care a omorât 175.000 de oameni într-o noapte. O armată întreagă s-a luptat cu îngerul. Și totuși, Biblia spune despre Iacov, patriarhul Iacov în Genesa, că s-a luptat cu un înger și l-a bătut. L-a învins. Știți cum? Mi se spune în Osea, ce a făcut Iacov? Nu a fost atât de puternic Iacov să se bată un înger. Zice Biblia că Iacov a plâns și s-a rugat. Când stai în rugăciune, devii mai puternic decât un înger. Dumnezeu pune armatele lui de îngeri în slujba ta. Știți când Iacov se întoarce înapoi din Padan Aram, după 20 de ani de muncă, se întoarce înapoi și se teme de întâlnirea cu fratele său Esau, pe care l-a lăsat în dușmănie. Fratele lui Esau primește el informații că vine împotriva lui cu 400 de oameni înarmați. Iacov avea turme de oi, avea câțiva slujitori și o mulțime de copii după el. Ce șansă avea Iacov să se lupte cu Esau? Dar zice Biblia că noaptea aceea Iacov a stat și s-a rugat. Atunci s-a întâlnit cu Îngerul Domnului și a luptat. Deci Biblia că în acea zi l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu, înainte să trească cu Iacov, cu Esau. S-a întâlnit cu o tabără de îngeri și a zis el, asta e tabăra lui Dumnezeu. Nu mai mi-e frică să mă întâlnesc cu Esau. Poate să aibă 400 de soldați, eu am o armată de îngeri cu mine. Și într-adevăr, când s-a întâlnit cu Esau, știi ce zice Biblia? Că au fugit unul spre altul și s-au îmbrățișat și s-a topit toată dușmănia. Că îngerii sunt mai tari decât armele. În al doilea rând, cum îmi întăresc mâinile și genunchii slăbănogiți? Al doilea răspuns pe care mi-l dau potrivit Sfintelor Scripturi este reîndrăgostindu-te de Dumnezeu. Știți că Biblia spune că în vremea din urmă oamenii vor avea o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Știți care este tragedia creștinismului? Că poți fi creștin cu toate formele religioase fără să-L iubești pe Dumnezeu. Asta e tragedia. Poți să fii un creștin
care să îndeplinești toate rigorile doctrinare a unei religii, fără să-L iubești pe Dumnezeu. A zis apostolul în Corinteni 13, pot să vorbesc în limbi îngerești și s-ar putea să nu am dragoste. S-ar putea să am darul prorociei și să cunosc toate tainele și toată știința și să nu iubesc. Pot să-mi dau averea pentru hrana săracilor, pot să-mi dau trupul să fie ars și pot să nu iubești. În Apocalipsa, în capitolul 2, zice Domnul unei biserici, știu faptele tale, osteniala ta, oameni care s-au ostenit pentru Domnul, răbdarea ta, oameni care răbdau. Știu că nu poți să suferi pe cei răi, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși, oameni cu rigor doctrinare, foarte, foarte bune. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numele meu și că n-ai obosit. Dar am împotriva ta faptul că nu mă mai iubești. Știți cum ți se întăresc mâinile și genunchii când începi să-L iubești pe Dumnezeu? Când îl iubești pe Dumnezeu. Vedeți? Când iubești ceva, nimic nu mai devine povară. Dacă te-ar angaja cineva să ai grijă de un prunc, 24 de ore din 24, ți s-ar părea foarte grea muncă. Dar să ai grijă de 3, 4, 5, noi avem 5, alții au mai mult, 10. Și când stai de vorbă cu un părinte și spui, n-ai vrea să nu mai ai copii? Nu. Pentru că în momentul în care iubești pe cineva, nu mai e povară. Cât de obosit ai fi seara, noaptea, dacă copilașul tău spune, tate, mi sete, mi frică să mă duc până la bucătărie, vii cu mine, te scol din pat și nu ți se pare o povară să mergi să-i duci să bei un par cu apă. Cum se face însă că seara, zicem, suntem prea obosiți să ne rugăm? Marți seara e rugăciune, nu am timp de rugăciune. Știți care e problema? Nu-L mai iubim pe Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu, îți arde inima de dor după El. Să stai de vorbă cu Dumnezeu și timpul petrecut cu Dumnezeu în rugăciune nu este o povară, ci devine un timp extraordinar de plăcut. Mi-a rămas întipărit în memorie pe viață, în tinerețe, am ascultat pe cineva vorbind din Ieremia, capitolul 2. Nu pot să uit cuvintele astea. Zice Domnul aici, poporul Israel, versetul 2, din capitolul 2. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului, așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat. Și spunea respectivul frate și mi-a rămas, cum vă spuneam, întipărit ca o pecete pe inimă. Singurul lucru pe care și-l amintește Dumnezeu din viața ta ca și credincios. Singurul lucru pe care și-l amintește Dumnezeu din istoria poporului Israel e că a fost o vreme când l-au iubit pe Dumnezeu. Nu-și amintește Dumnezeu de miile de mielușei care au fost aduși ca jertfă de Solomon când s-a fost inaugurat templul. Nu-și amintește de asta. Nu-și amintește Dumnezeu de David și de Samuel. Nu zice, mi-aduc aminte de prorocii care au fost în tine. Nu! Un singur lucru mi-aminte, zice Dumnezeu, și pe ăsta l-am contabilizat. A fost o vreme când m-a iubit. Dacă vrei să ți se întărească mâinile și genunchii, reîndrăgosește-te de Dumnezeu. Ce mai iubești în asta lume dacă pe Domnul nu-L iubești? Ce merită iubit pe pământul acesta dacă pe Dumnezeu nu-L iubești? Rugăciunea îți devine un timp plictisitor și obositor dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. În momentul în care îl iubești pe Dumnezeu, devine cel mai dorit moment din viața ta. Mă aduc aminte de perioada când eram la început, când am început și eu să mă îndrăgostesc, a trebuit să plec vreo 3 săptămâni în Spania. Știu că lucram acolo până seara, întrucât la amiază era timpul acela de pauză în care ne odihneam, nu puteam să dorm. Seara când veneam, nu aveam telefoane, trebuia să fug până în oraș, să sun acasă, în țară, să vorbesc cu cea pe care o iubeam. Și nu mi se părea o povară.
Abia așteptam să mă întorc de la lucru, să dau fuga în oraș, să sun. Avem amintiri din perioada aceea, în fiecare zi i-am scris, în fiecare seară câte o scrisoare. Și astăzi păstrăm ca amintire un teanc de scrisori. Cât eram de obosit. Când îl iubești pe cineva, ți-e dor să te întâlnești cu el. I-am spus odată cuiva, zic, tu nu ești născut din nou. Zice, dar de unde știi? Zice Biblia că un prunc născut de curând dorește laptele duhovnicești curat. Dacă în tine nu este dorință după Dumnezeu, după cuvintele sale, nu e dorință după rugăciune, tu nu ești născut. Tu n-ai fost născut încă. Un copil plânge după lapte, plânge după mama și tata. Un credincios e dornic după Dumnezeu. Zice Biblia, zi și noapte cugetă la legea Domnului. Și acum, întrebarea este cum putem face astea? Vă dau niște sfaturi practice referitor la rededicarea noastră în domeniul rugăciunii. Vreau să ne reevaluăm activitățile. Zicea Nicolae Iorgau, mi se pare, sau Constantin Noica, se confund, da, Noica, zicea, unor tineri care se plângeau că n-au timp. Deci să nu dea Dumnezeu să aflați într-o zi câte vreme ați avut. Că toți avem, o dată m-am plâns unui profesor, mi-a dat și mie niște lecții de muzică, măcar că nu prea le am cu muzica, dar am vrut așa, pentru, mai mult pentru copii, să-i pot ajuta pe copiii mei. Și am zis că n-am avut timp să exersez. Și măi, Alin, niciunul dintre noi nu are mai mult de 24 de ore într-o zi. Toți avem 24. Problema e ce faci în alea 24. Ca să poți să-ți întărești genunchii, să bănogi și mâinile obosite, am spus că trebuie să-ți dai seama de valoarea rugăciunii și să te îndrăgostești de Dumnezeu. Bun, dar timpul ăsta de rugăciune, rugăciunea asta are nevoie de timp. Practic, ce trebuie să facem? Zice în Isaia, în capitolul 22, un sfat pe care l-am cules de aici. Zice, versetul 9. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Era un moment în istoria poporului când evreii erau înconjurați. Babilonienii poposiseră în jurul ei, în jurul Ierusalimului. Asediați nu mai aveau acces la carieră să-și aducă piatră, să întărească zidul. Zidul era puternic, era din piatră, dar nu atât de puternic încât să reziste berbecilor și forții cu care babilonii loveau zidul. Și au început evrei să se uite în jur. Avem, hai să zic eu acum așa, 100.000 de case în Ierusalim. Suntem, nu știu, 1.000.000 de locuitori. N-am putea să ne folosim doar de 50.000 de case? Și 50.000 să le stricăm. Pietrele obținute din demolarea lor să ne fie material să întărim zidul? La ce folos sutele de mii de case dacă zidul se dărâmă? Și intră babilonienii și ne cuceresc cetatea. Și au zis, Domnul, ați gândit bine. Vreau în această zi să ne numărăm și noi casele. Nu mă refer că cineva ar avea multe case. Și să ne numărăm activitățile și să vedem care trebuie dărâmate ca să ne întărim zidul, să avem timp de rugăciune. Sunt lucruri la care trebuie să renunțăm, putem renunța și trebuie să renunțăm. Pentru că așa cum spuneam, un moment de rugăciune poate fi mult mai eficient decât multe zile de muncă și activitate. Este nevoie să ne uităm în jurul nostru, să vedem la ce putem renunța. Zice Apostolul Pavel că ar trebui să existe în viața unui credincios momente care să le dedice postului și rugăciunii. Și se referă aici nu la jumătate de oră sau o oră. Știți, noi avem perioade în care mergem în concediu. Nu este greșit să ne odihnim. Odihna este inventată de Dumnezeu. Dumnezeu s-a odihnit după 6 zile de muncă. Dacă Dumnezeu a avut nevoie de odihnă, cu atât mai mult omul. Așa de important este odihna că Dumnezeu a socotit că merită pomenită între cele 10 porunci. Nu odihna e problema. Avem timp de odihnă. Avem timp de călătorie. Avem timp de diferite și diverse activități. De ce nu ne programăm și timpuri de rugăciune? Să zici, uite, săptămâna asta îmi iau liber 3 zile, stau în rugăciune. Biblia spune despre oamenii lui Dumnezeu, despre Daniel, că am intrat, când am citit în cartea Domnului, am intrat într-un post și un moment de apropiere de Dumnezeu și am început să-L caut cu post și rugăciune. 21 de zile de stat înaintea lui Dumnezeu.
După 21 de zile vine Îngerul lui Dumnezeu. Daniele, am fost trimis de Dumnezeu din pricina cuvintelor tale. Dumnezeu a însărcinat un înger să vină să-i stea de vorbă cu el, să-i lumineze mintea. Din prima zi din când s-a hotărât, dar numai la 21 a ajuns la el. Pavel spune că este normal ca soții să se înțeleagă între ei, să existe o perioadă în care să... Este singurul motiv pentru care ne este permisă abstinența în familie, ca să ne dăruim postului și rugăciune. Cunosc oameni care în fața unor decizii, ce nu pot să iau o decizie, chiar îmi spunea cineva, 3 zile de post am luat înaintea Domnului și 3 zile de rugăciune. Cum poți să stai să iei decizii mari fără rugăciune? Atenție, tinerii care vor să se căsătorească. Întreabă Domnul pe Petru, un ceas n-ați putut sta de vorbă cu mine? Un ceas n-ați putut veghea împreună cu mine? Și după zilele astea, zic că e imposibil ca Dumnezeu să nu-ți vină în ajutor să-ți dea răspuns. Haideți, dragii mei, să ne numărăm și noi minutele, orele, unde le pierdem și să vedem ce putem dărâma, de unde putem tăia, să obținem timp pentru rugăciune. Și în al doilea rând, folosiți-vă de principiul suprapunerii. Da, sunt foarte multe activitățile pe care le facem și care nu necesită implicarea intelectuală, a minții, în întregime. Noi, de exemplu, șoferii, știți, după un timp, după ce conduci, nu mai ești ca începător, schimbi vitezele fără să te gândești că ai schimbat. Semnalizezi, depășești, nici nu știi că ai depășit. Te uiți în oglindă, faci toate activitățile astea fără ca tu, de fapt, să mai știi că le-ai făcut. Pentru că tu deja ți-au intrat într-un ritm și mintea ta poate fi conectată, de exemplu, la o discuție cu cineva în mașină, povestești și faci lucrurile astea. Ei, sunt oameni care călătoresc, de exemplu. Cine vă oprește în timpul ăsta să stați de vorbă cu Dumnezeu? Folosiți momentele în care poți suporta suprapuneri. Mi-aduc aminte când au început să vină copiii în viața noastră, am început să mă plâng și eu de lipsa de timp și mi-a zis un frate, dar cine te oprește în momentul în care iei un copilaș și legi că e agitat, că nu doarme? Să te rogi. În timp ce ții o sticluță cu lapte și îl hrănești, poți să faci o rugăciune, să te pui pe genunchi și să, în fața pătuțului, să te rogi. Știu că suntem prinși în foarte multe activități și sunt oameni foarte împovărați de treabă. Dar putem suprapune lucrurile. Mergi cu avionul, călătorești cu autobuz, ești la serviciu, nu știu în ce domeniu lucrați fiecare. Putem să ne rugăm, zice Biblia, rugați-vă neîncetat. Știți că unul dintre păcatele pe care Dumnezeu nu le poate ierta e să faci lucruri nepotrivite în momente ca nepotrivite. Zice aici mai încolo, în Isaia 22, versetul 12, ce totuși Domnul Dumnezeul oștirul vă cheamă în ziua aceea să plângeți, să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încinzeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie, se înjunghe boi, se taie oi, se mănâncă la carne, se bea la vin, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Domnul oștirul mi-a descoperit și mi-a zis, nu, nelegiuirea asta nu vi se va ierta. Dumnezeu nu suportă ca în momentul în care este timpul de rugăciune, timp de post, tu să bei, să te bucuri. Am trecut într-o perioadă cu familia printr-un necaz, prin mai multe probleme și eram tare necăjiți. Și unul dintre copiii noștri îi plăcea foarte mult să cânte la acordeon. Ne bucurăm pentru că cântă pentru Domnul. Dar i-am zis, termină, nu-i momentul să cânți acum. Cum, tată, ce fac un lucru rău? Să cânți Domnului rău? Nu-i rău să cânți Domnului, dar momentul acesta este rău. Zice Biblia că cine cântă, cântă ce unei suflet amărât, face o greșeală. Dovada a fost câteva zile mai târziu, a plecat el cu bicicleta o dată să se plimbe și un câine a sărit în fața lui, a trecut peste el, a căzut, era drum de piatră, știți cei care a căzut pe drum de piatră, nu e ca pe asfalt, și pe asfalt e rău, dar pe drum de piatră. A venit acasă, curgea sângele șuroi din genunchi, din mâini, îndoit de durere, plângea. Imediat am sărit să-l spălăm, să-l curățăm, să-l pansăm cu soția. După ce s-a liniștit, i-am zis, dacă tu când veneai acum, eu și soția, mă puneam să cântăm Domnului. Zic, nu, Efraim, descurcă-te, noi cântăm Domnului. Ce ziceai despre noi? E rău să cânti Domnului? Nu e rău, dar nu este momentul acum.
Zice în Proverbe că cine binecuvântarea aproapelui cu glas tare, dis de dimineață, îi privește ca un blestem. Păi dai binecuvântare, frate, e greșit să binecuvântezi. Dacă o faci dimineață, trezind și deranjând oamenii, e un blestem, zice Biblia. Fiecare lucru și are vremea lui. Cât privește rugăciunea, nu există moment când să nu fie timp de rugăciune. Zice Pavel, rugați-vă neîncetat. Post de rog, zi și noapte. Nu există vreun moment când să nu fie potrivit pentru rugăciune. În încheiere, vreau să vă spun ceva, o experiență plăcută care ne-a rămas și ne-a pecetuit viața noastră de familie. Mereu ne gândim cu plăcere la asta. Era într-o dimineață, mă scos, zice soția, am visat ceva noaptea asta din partea Domnului, sunt convinsă. Ce? Ce am visat că ne-am așezat la casa noastră. Eram în proces de mutare atunci. Și după ce așezasem toate lucrurile la loc, știți, cei care se v-ați mutat știți câte treabă este. Am observat că există o ușă în casa noastră care dădea într-o casă vecină. Și am zis, dar ce cu ușa asta? Ce caută ușa asta aici? Cine intră pe ușa asta la noi în casă? Cine mai are acces în casa noastră? S-a dus la ușă, a văzut care cheie în ea, a închis ușa cu cheia, a probat să vadă că e închisă. Bun, în sfârșit sunt liniștită, s-a așezat undeva într-un fotoliu. Moment în care ușa se deschide. M-a fi să sperii de groază, Doamne, ferește-mă. A închis ușa cu cheia și ușa se deschide. Nici... Dar de ce nu m-a speriat? Pentru că o prezență blândă a umplut casa noastră. Mi-am întors capul încet să văd cine intră. Și în cadrul ușii am observat un bătrânel. Știți că Biblia prezintă pe Dumnezeu ca îmbătrânit de zile. Cu barba albă ca lână. Și cu voce blândă, cum numai Dumnezeu e capabil, mi-a zis, să nu te îngrijorezi de ușa asta că e aici. Eu locuiesc dincolo. Eu nu o să vă deranjez niciodată. Puteți sta liniștiți, nu dau buzna peste voi. Nu vin la voi, n-am treabă cu voi. Dar ușa asta e aici pentru voi. Dacă voi vreți pe mine, mă puteți deranja oricând vreți. Asta e Dumnezeu. Oricând poți să-L accesi, la orice oră, poți să-L chemi, în orice loc cheamă cineva numele Domnului, va fi mântuit, zice Biblia. Vreau și vă propun ca temă de casă pentru săptămâna asta. Puneți pe Dumnezeu la încercare. Dați-i lui Dumnezeu harul și timpul să stea de vorbă cu voi. Dați timp rugăciunii. Și o să vedeți după o săptămână dacă sunt rezultate, continuați. Dacă nu, ca Daniel zice, pune pe robite la încercare. Domnul să ne binecuvânteze, să ne asculte pe toți, să ne întărească mâinile. Amin.